Hai să ne ridicăm în picioare. Și înainte de a citi textul, aș vrea să pronunț urarea asta. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie în continuare cu noi, cu toți. Amin. Aș vrea să deschid Scriptura, de fapt eu am deschis-o, vă rog să o deschideți dumneavoastră. Luca, capitolul 2, de la versetul 41, din care am să citesc textul pentru predica din dimineața de astăzi. Luca, capitolul 2, versetul 41 până la versetul 52 inclusiv. Pagina în Scriptură, 988 și 989. Luca, capitolul 2. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut, părinții lui au rămas înmărmuriți și mama lui a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: De ce m-ați căutat? Oare n-ați știut că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru părtășia pe care o putem avea în această dimineață. Îți mulțumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne-a întărit, ne-a încurajat prin mărturii, ne-a îmbărbătat inimile, ne-a adus aminte că Tu ești un Dumnezeu care nu se schimbă, un Dumnezeu care ești același ieri, azi și în veci, slăvit să-ți fie numele. În acest moment, în aceste momente, Doamne, vreau să stau la dispoziția Ta împreună cu frații mei și să ascultăm cuvântul Tău, Doamne. Știu că acest cuvânt este puternic și dătător de viață. Te rog în dimineața aceasta să ne ajuți ca acest cuvânt nu numai să ne informeze, ci să și ne formeze, să ne transforme după voia Ta, după cuvântul Tău, Doamne, și să semănăm tot mai mult cu Tine. Și acum, Doamne, după ce ne-am rugat, Te rugăm frumos să ne ajuți să punem în practică cuvântul acesta și când vom pleca de aici, fața noastră să strălucească de prezența Ta și de puterea cuvântului Tău. Amin. Puteți să reocupați locurile. Vreau să vă binecuvintez și eu și să vă urez un an nou binecuvântat. Știu că sunteți sătui de urări, așa-i? Mai ales încă nici n-a trecut febra urărilor, a binecuvântărilor. Dar am zis în dimineața aceasta că vă prind aici la grămadă, așa, pe toți strâns, să vă salut pe toți. Am mai trimis pe grupuri, pe la frați pe care am putut un an nou binecuvântat. Dar cu ocazia aceasta am zis că vă urez un an nou binecuvântat. În mod corect, zic eu, e bine ca în perioada aceasta de cumpănă de ani să ne facem planuri, să ne facem urări, dar așa cum spune și un proverb, zice că dacă dai de miere, să nu mănânci până te scârbești de miere. Știu că a explodat în vremurile de astea cu tot felul de urări, mai ales, eu vă mărturisesc și sper să nu fac dușmani, mie nu-mi plac urările americanești, cu drăznește să visez în anul 2019 mai mult. E bine să mă iertați dacă cumva jignesc pe cineva, dar mi se pare un pic așa foarte populiste și exagerate. E bine să visăm, e bine. Și majoritatea americanilor, acum să nu fiu rasist sau să nu fiu unul care sunt împotriva american, nu sunt nici împotriva rușilor, nici împotriva americanilor. Sunt pentru americani, sunt pentru ruși, sunt pentru credincioși și Domnului, Domnul să-i binecuvinteze, dar mi se pare că se prea excelează un pic, așa, se exagerează cu visurile acestea. Eu am auzit poate foarte des să visez, îndrăznesc să visez mai mult.
Ăsta a visat Iosif în Scriptură, în Geneza, a visat, a avut al doilea vis, al doilea vis a fost mai mare decât primul. Vreau să vă spun, frați și surori, că al doilea vis n-a fost mai mare decât primul, a fost unul și acela vis ca și primul, a fost o confirmare a primului vis. Și Dumnezeu a făcut din Iosif un răscumpărător și Dumnezeu să ne binecuvinteze să ne dorim, sau dacă vreți, haide să visăm, dar visul acesta să fie de la Dumnezeu, că sunt și visuri de ale noastre. Vrem să visăm să ajungem președinți, să ajungem păstori, să ajungem prim-ministri, să ajungem, eu știu ce, funcționari, oameni mari, frați și surori. Aș vrea să vă fac o urare în dimineața aceasta și să mă fac și mie. Dumnezeu să ne ajute în anul acesta 2019 să creștem tot mai mult în cunoștința lui Dumnezeu. Amin? Amin. Dacă vreți, visați și mai mult. Dumnezeu să ne ajute să creștem. Știu că, în mod normal, toți creștem. Până la urmă, ar trebui să fie o urare, că de crescut toți creștem. Ăștia mai tineri cresc în înălțime. Ăștia mai bătrâni ca noi în lățime uneori. Dar important e că noi creștem. Dar creșterea aceasta poate să fie bună sau mai puțin bună. De aceea, în dimineața aceasta, eu vă urez să creștem și să creștem. Creștem și înaintăm în vârstă, dar întrebarea este, cum îmbătrânim? Cum creștem? Și aș vrea în dimineața aceasta să vă fac câteva urări din Scriptură, pe care le-am găsit în special în Noul Testament. Una dintre urări este în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 15, să creștem în toate privințele. Și când Apostolul Pavel spune în toate privințele, eu sunt ferm convins că Apostolul Pavel se referă în toate dimensiunile din punct de vedere spiritual, în cunoștință, în dragoste, în credință, să creștem în toate privințele. Și de ce spun aceasta? Pentru că el continuă și sugerează ideea ca să creștem și să ajungem la capul care este Iisus Hristos. Eu asta vă urez, frați și surori, și îmi urez și mie. Așa să creștem în anul 2019 și nu numai în anul 2019, pentru că această creștere trebuie să fie continuă. Așa de mult să creștem încât să ne asemănăm tot mai mult cu Iisus Hristos și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. O altă urare frumoasă în 2 Tesaloniceni, 1, capitolul 3. Apostolul Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru tesaloniceni, ca lor credință merge mereu crescând și dragostea una față de altuia, față de altul, se mărește tot mai mult. Dumnezeu să binecuvinteze credința noastră, să crească tot mai mult și dragostea unul față de altul, de asemenea, să se mărească. În 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 18, Apostolul Petru spune: și creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sper că nu ați citit și versetul 30 din Ioan, capitolul 3, unde spune apostolul, unde spune Ioan Botezătorul, că el trebuie să crească, adică Iisus, iar eu să mă micșorez. L-ați citit de curând? De bobotează să citim. Unii, dar mă gândesc că n-ar putea să meargă până într-acolo încât să ia acest verset ca și scuză să nu creștem, să stagnăm. Las pe Iisus Hristos să crească, iar eu mă micșorez. Eu zic, conform cu Scriptura, că Ioan Botezătorul aici nu se referă la asta. Nu se referă la faptul că îl lasă pe Iisus Hristos să crească și el stagnează din punct de vedere spiritual. Eu mai degrabă cred că Ioan Botezătorul vrea să spună că îl lasă pe Iisus Hristos să fie mare în slavă și în glorie și în fața lui și în fața oamenilor și el să se micșoreze, să se zmerească și să se umilească și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Când creștem în credință, în dragoste, în viața noastră duhovnicească, întotdeauna Hristos să fie cel mai mare și El să primească toată slava și toată gloria. Am făcut această urare nu ca să mă încadrez neapărat în rând cu lumea, cu obiceiurile, cu tradițiile, ci și pentru simplu fapt că viața Domnului Iisus Hristos, care este un model, un exemplu pentru noi, este o viață, a fost sau a avut o viață de continuă creștere. Ultimul verset pe care l-am citit din pasajul acesta spune că el creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iisus creștea în înțelepciune și eu mă gândesc
Și gândirea mea, sper să fie după cuvântul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos creștea în înțelepciune în raport cu Dumnezeu, în raport cu înțelepciunea aceea de sus, despre care vorbește Iacov. El creștea în înțelepciune și în același timp și în statură. Nu știu dacă este foarte relevant ceea ce o să spun în dimineața aceasta, sper să fie, că așa cum Ioan, evanghelistul Ioan, în Evanghelia lui, caută să dezvăluie și să scoată în evidență dumnezeirea, divinitatea Domnului Iisus Hristos ca să combată ereziile precum arianismul, care spunea că Iisus Hristos a fost un om simplu sau mai mult un înger și n-a fost Dumnezeu, nu era divin. Evanghelistul Luca vrea să dezvăluie și asta și face în Evanghelia aceasta după Luca umanitatea Domnului Iisus Hristos ca să combată o altă erezie care spunea erezia că Iisus Hristos a fost Dumnezeu și n-a fost om. Părea să fie om, dar era numai Dumnezeu. Și au fost multe erezii pe vremea aceea. Și evanghelistul Luca, asta vrea și să scoată în evidență și aici, când înșiră felul cum crește Domnul Iisus Hristos. Crește și în înțelepciune, și în statură, spune Scriptura. A crescut ca și un copil normal, ca și un om care se naște, din punct de vedere biologic, crește și se dezvoltă în urma hranei, în urma educației. Așa că Iisus Hristos creștea și în înțelepciune și duhovnicește, creștea și din punct de vedere biologic. Și ascultați mai departe ce spune despre Domnul Iisus Hristos. Că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iară parcă face pereche. Înaintea lui Dumnezeu duhovnicește și dacă vreți biologic sau firește, uman, înaintea oamenilor. Ce frumoasă! Ce frumos rezultat al creșterii Domnului Iisus Hristos. Crește în înțelepciune față de Dumnezeu, crește și din punct de vedere biologic, din punct de vedere uman, și ceea ce face rezultatul să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu și plăcut înaintea oamenilor. Vă mai fac urare și îmi fac și mie. Dumnezeu să ne ajute în anul 2019 să creștem în înțelepciune față de Dumnezeu și față de frați și față de surori și să creștem tot mai mult devenind plăcuți lui Dumnezeu și plăcuți oamenilor. Așa e că e frumoasă urarea, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să se prindă de noi această frumoasă urare. Iisus a fost plăcut nu numai lui Dumnezeu, a fost plăcut și oamenilor. Există un personaj în Scriptură, un om al lui Dumnezeu, foarte important, pe nume Samuel. Știți nașterea lui Samuel, promisiunea pe care a făcut-o Ana, dacă se va naște un copil, dacă Dumnezeu va binecuvânta cu un copil de parte bărbătească, că îl va închina Domnului. Și mi se pare că se aseamănă foarte mult Samuel cu Domnul Iisus. Și în capitolul 2 din Samuel, din prima carte a lui Samuel, versetul 26, autorul cărții surprinde cam ceea ce am citit eu astăzi în versetul 51. Și spune despre el că tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Sesizăm însă ceva deosebit față de versetul 51 din Luca. Aici unde spune că Iisus creștea în înțelepciune. Autorul cărții Samuel precizează un lucru. Pe lângă faptul că Samuel creștea, el creștea continuu. Creștea mereu. Și eu cred că Domnul Iisus Hristos tot așa creștea mereu în înțelepciune și era tot mai mult plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce mult mi-ar plăcea, ca și în calitate de slujitor, în calitate de frați și de surori în biserica aceasta, toți să creștem mereu în înțelepciune și să fim mai plăcuți lui Dumnezeu și oamenilor. Nu e suficient numai să spunem că suntem plăcuți oamenilor, lui Dumnezeu. Nu știu de ce precizează Scriptura, dar mă gândesc că există un scop. Întotdeauna, în majoritatea cazurilor, și când vorbește despre diaconi, trebuie, pe lângă faptul că ei sunt plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să fie plăcuți și oamenilor. O să vedem mai pe parcurs. Despre copilăria Domnului Iisus Hristos nu prea știm așa de multe. Ne-ar fi plăcut, chiar cu Iulian acasă, mai discutam că de ce Biblia, de ce Dumnezeu nu vorbește așa mult despre copilăria Domnului Iisus Hristos? Singurul
pasaj, singurul loc unde găsim câte ceva despre copilerea Domnului Iisus Hristos este textul pe care l-am citit. În rest, nu prea mai găsim așa ceva. Există câteva cărți, câteva detalii, niște cărți apocrife, cum le numesc teologii, cărți pseudo-epigrafice, adică cărți care n-au autoritate dumnezeiască, n-au paternitate divină și nu sunt demne de luat în crezare, de crezare. Pentru că, așa cum una dintre cărțile lui Toma, Copilăria Domnului Iisus Hristos, despre el se spune că în timpul când el avea 5 ani, ar fi făcut o pasăre, o vrabie din lut, ar fi suflat pe ea și ar fi dat suflare de viață și pasărea a zburat. Această precizare găsim și în Coran, chiar m-am documentat să văd dacă e adevărat și am găsit această precizare a copilăriei Domnului Iisus Hristos. De asemenea, acea carte apocrifă, Copilăria lui Iisus după Toma, spune despre Iisus lucruri care nu sunt conform cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Spune că s-ar fi certat cu niște copilași, pe unul l-ar fi blestemat și a paralizat, altul ar fi murit, pe cei care l-au părât, Domnul Iisus Hristos l-au orbit. Așa ceva nu este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu felul de viețuire a Domnului Iisus Hristos. Așa că din start ăstea pălesc. Ceea ce avem, aceea avem. Și spunea un om al lui Dumnezeu și drept spunea că Dumnezeu nu vorbește nici prea mult, nici prea puțin. Atâta cât a Domnul Iisus Hristos în Scriptură, Dumnezeu în Scriptură, să știm despre copilăria Domnului Iisus, este suficient, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ceea ce avem însă este ceea ce am citit acum. Că Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era plăcut lui Dumnezeu și plăcut oamenilor. Dar o întrebare la care am vrea să răspundem în dimineața aceasta este următoarea. Care este secretul creșterii Domnului Iisus Hristos? Care este secretul sau ce stă în spatele creșterii, de exemplu, lui Samuel, care creștea mereu și era plăcut lui Dumnezeu și plăcut înaintea oamenilor? Și chiar vorbind așa omenește și firește, tot ce crește, și o plantă, și un copac, și un om, are nevoie de ceva să crească. Plantele de apă, de soare, trebuie să existe ceva să determine procesul acela de creștere. Și în cazul nostru, întrebarea este ce determină, sau ce a determinat așa de mult creșterea frumoasă a Domnului Iisus Hristos și ce ar putea să determine și să stea la baza creșterii noastre. Răspunsul se află în Scriptură, în pasajul pe care l-am citit și vreau să vă spun ceva. Acest verb a crește are foarte mare legătură cu verbul a urca. Nu știu dacă ați observat, în versetul 42, evanghelistul Luca folosește un verb interesant când precizează că familia Domnului Iisus Hristos era ascultătoare de Cuvântul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, credincioșii evrei trebuiau să frecventeze de 3 ori templul lui Dumnezeu în mod obligatoriu. 3 sărbători erau poruncite de Dumnezeu în Vechiul Testament, la care poporul evreu trebuia să ia parte. E Paștele, sărbătoarea aceasta a Paștelui, e cincizecimea, asta pe care noi o sărbătorim penticostal în mod special și nu numai, și de asemenea sărbătoarea corturilor, care se ținea la recoltarea tuturor roadelor. Și Luca scoate în evidență această familie care era în totalitate ascultătoare de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca și familiile noastre să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu și ascultătoare de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca și copiii noștri să învețe ce înseamnă ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a crescut într-o astfel de familie. Și Luca precizează în versetul 42, când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Poate că e nevoie să menționăm că Nazaretul față de Ierusalim era la o altitudine mai joasă. În raport cu nivelul mării, Nazaretul era la 350 de metri deasupra mării Mediterane.
În schimb, Ierusalimul era la 750 de metri deasupra nivelului Mării Mediterane. Și ceea ce mie mi se pare că nu-i la voia întâmplării, Luca folosește aici verbul s-a suit. În special evrei, când mergeau la Ierusalim, mergeau să se închine la templu, trebuiau să urce din punct de vedere geografic. Dar părerea mea, și nu vreau să abuzez, să fac alegorii și multe spiritualizări, pentru că de multe ori s-a făcut exces. Și în vechime de părinți bisericești, nu știu dacă ați auzit, dacă ați citit istoria alegoriilor, a figurilor de stil, a interpretărilor așa foarte mult spiritualizate, toate lețurile din gard au fost spiritualizate, simbolizat ceva, în pilda cu samariteanul, cele patru picioare sunt cele patru evanghelii, foarte mult s-a spiritualizat, nu vreau să fac lucrul acesta, dar părerea mea că Luca încearcă să transmită pe lângă sensul propriu și sensul figurat și spiritual. Ori de câte ori mergi la templu, mergi să te închini înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că urci din punct de vedere spiritual. Pentru Iisus, și numai pentru Iisus, și pentru familia Domnului Iisus, a pleca la templu, a merge să aibă părtășie cu Dumnezeu, însemnea o urcare din punct de vedere spiritual. Și eu, în dimineața aceasta, cred că verbul a crește este într-o strânsă legătură cu verbul a urca sau avea părtășie cu Dumnezeu. Nu există creștere, spiritual vorbesc, fără urcare sau fără părtășie cu Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. Nu există. Pentru Domnul Iisus Hristos asta însemna urcare. Și de ce spun că verbul acesta înseamnă așa ceva? În cealaltă cazuri unde vorbește că s-au întors înapoi, nu spune că au coborât. În versetul 43, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, și Cornilescu traduce foarte bine aici, am citit într-o altă traducere, de exemplu în Netere, foarte bună pentru studiu, noua traducere în limba română, foarte bună și chiar vă sugerez să studiați acasă din acea scriptură, nu traduce așa, cu sasui, cu toate că în greacă verbul este a urca. Și am căutat multe referințe să văd dacă verbul acesta apare și în alte contexte și apare. Când Iisus Hristos a suit cu ucenicii pe munte, e verbul acesta a urca. Când crește o plantă, tot așa se folosește cuvântul a urca, a crește. A urca în sens propriu, dar și în sens figurat, am găsit context în Scriptură. Vreau să vă prezint înainte de a intra în acest detaliu, în această semnificație a verbului acesta a sui, aș vrea să vă prezint aici puțin, am citit, e adevărat, ar vrea să mă apropiu mai cu deamănuntul și să vedem ce însemna această urcare pentru Domnul Iisus Hristos. Scriptura vorbește despre călătoria aceasta, o călătorie cu peripeții, o călătorie aventuroasă. Distanța de la Nazaret până la Ierusalim era cam în jur de 100 și ceva de kilometri. Și gândiți-vă că nu traversau de la nord la sud, așa într-o linie dreaptă, trebuia să ocolească Samaria, de Galileea, trebuia să ocolească Samaria, pentru că evreii nu treceau prin Samaria. Nu știu câte zile le-au fi luat, dar cu siguranță pe puțin 3-4 până la o săptămână. Gândiți-vă să mergi la casa lui Dumnezeu și să parcurgi o săptămână pe drum, nu-i ușor. Și cu toate calabalâcurile, cu bagajele, cu staful după tine, erau oameni iubitori de Dumnezeu. Aș vrea să vă adresez o întrebare și cu ocazia aceasta să-mi o adresez și mie. Cât de mult aș fi dispus să călătoresc ca să mă duc să mă închin? Nu știu. Dar cu adevărat era o aventură pentru ei. Să plece și să se închine la templu înaintea lui Dumnezeu. Pentru ei, templul acela, locul unde se întâlneau cu Dumnezeu, era ceva sfânt, era ceva nemaipomenit, de-abia așteptau oamenii aceștia să se întâlnească cu Dumnezeu. Și unde citiți să vedeți că oamenii, și în psalmi, atât de mult se vorbește despre locul unde locuiește Dumnezeu, își ridica ochii spre munți, de-abia așteptau, alți psalmi vorbesc despre frumusețea Ierusalimului, despre frumusețea templului, acolo locuiește Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, erau contopiți cu divinitatea, erau mistuiți de dorința de a se întâlni cu Dumnezeu.
ce plăcut și ce dulce să locuiască frații împreună. Sau într-un alt psalm spune că așa de mult își doreau să locuiască, să meargă, să se întâlnească cu Dumnezeu, încât se topeau de dor după Dumnezeu. Și oamenii aceștia erau cu adevărat iubitori de Dumnezeu. Se duc, se închină, se întorc înapoi. Și după o zi de mers, realizează că Iisus nu era acolo cu ei. Sunt multe păreri și interpretări. Unii spun că părinții au fost destul de neglijenți și nu prea au acordat atenție Domnului Iisus Hristos. Părerea mea, că interpretarea aceasta nu ține așa mult. Eu cred că Domnul Iisus Hristos era un copil ascultător de părinți. Și un aviz părinților moderni, Iosif și Maria i-a acordat și frâul liber Domnului Iisus Hristos. Știa că era ascultător, supus și de multe ori cred că e bine să câștigăm încredere și credit copiilor noștri, lăsându-i câteodată așa în frâul liber. Nu mă refer să umble noaptea haihui și să nu ai știre de ei, ci mă refer în viața de zi cu zi să le mai oferim încredere, să le mai oferim credit, pentru ca confidența lor să crească și să se dezvolte. După 3 zile, spune Scriptura, că l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți, chiar au fost îngrijorați. Și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? A fost o durere mare. O mamă, în special, simte mare durere când copilul e pierdut numai nicăieri. După o zi de mers, realizează că nu erau cu ei. Credeau că era cu tovarășii lui de călătorie. Și la un moment dat, Domnul Iisus Hristos răspunde cu o întrebare. Nu știu dacă e tipic evreilor, dar am observat, sau ce puțin am auzit, că evreii răspund des la o întrebare cu o altă întrebare. Și cineva ar fi întrebat pe un evreu, adevărat că voi, evreii, întotdeauna la o întrebare răspundeți cu o întrebare? Și evreu a zis, de ce mă întrebi? Nu știu dacă e adevărat, dar în cazul de față se pare că Domnul Iisus Hristos răspunde tot cu o întrebare. Și întrebarea aceasta nu e obraznică. Nu e obraznică întrebarea aceasta, după cum s-ar părea la prima vedere. Ascultați cum răspunde. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Domnul Iisus Hristos, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, în mod profetic le vorbește că El e Fiul lui Dumnezeu. Le spune că locul Domnului Iisus Hristos era în casa Tatălui. Aș vrea să vă întreb, care este locul cel mai preferat al nostru? Voi ați putea să-mi răspundeți tot cu o întrebare. Ascultați ce spune Domnul Iisus. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Acest trebuie are o semnificație importantă. Dacă vrei să crești spiritual și să fii plăcut lui Dumnezeu și oamenilor, trebuie să fii împărtășie cu Tatăl, să fii împărtășie cu Dumnezeu. Poate că aș fi putut lua predica aceasta mult mai simplu, să vă spun de la început. Dar uneori parcă pătrunde cu mai mare ușurință atunci când căutăm și ajungem pe scurtături la acest adevăr. Repet, nu există creștere spirituală fără părtășie cu Dumnezeu. Așa e ce banal e. E simplu. Dar nu știu de ce adevărurile simple sunt așa de valoroase în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Căutăm lucruri complicate și complexe ca să creștem, ecuații și formule matematice ca să avem rezultate bune, să creștem spiritual în înțelepciune, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și în loc să luăm lucrurile simple și valoroase, precum rugăciunea, precum postul, precum părtășia cu Dumnezeu. Nu există creștere fără părtășie cu Dumnezeu. Pentru Domnul Iisus Hristos aceasta era viața. De aceea și spunem Psalmul 40 și psalmul acesta este, dacă vreți, o profeție despre ce avea să spună și să împlinească Domnul Iisus Hristos. Iată-mă că vin
în sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Aceasta era menirea Domnului Iisus Hristos. Fără de aceasta, Domnul Iisus Hristos nici n-ar fi venit în lumea aceasta, dacă n-ar fi fost trimis de Tatăl și să aibă părtășie cu Tatăl. De câte ori Domnul Iisus Hristos prindea ocazia, și n-am să citesc pentru că e târziu, dar în Matei capitolul 5, acolo Domnul Iisus Hristos vindeca, scotea dragi, propovădea cuvântul lui Dumnezeu, oamenii dădeau năvala, în special să fie vindecați și să primească beneficii din acestea materiale. Și ceea ce îmi place atât de mult la Matei, în capitolul 5, versetul 1, spune: când a văzut Iisus gloatele, nu zice că s-a dus să-i vindece, s-a dus să facă minuni, cu toate că a venit să facă minuni, dar nu asta era menirea principală. Știți care era menirea principală? Să fondeze o împărăție a lui Dumnezeu, o împărăție care nu era din lumea aceasta. Și spune, când Iisus a văzut gloatele, le-a zis ucenicilor: haide să urcăm pe munte. Și acolo le vorbește în cuvinte foarte frumoase, le are un dialog frumos cu ei și dialogul acesta se numește predica de pe munte. O predică de toată frumusețea. O predică care te ridică. Nu degeaba Matei spune că s-a urcat pe munte. Și predica aceasta este o predică de pe munte, împărtășie totală cu Iisus Hristos. Așa ar trebui să studiem, frați și surori, într-o părtășie totală cu Iisus Hristos. Când oamenii întreabă de noi, unde suntem, cam unde ne găsesc? Pe Iisus Hristos l-au găsit în templu, l-au găsit în părtășie cu Dumnezeu. Pe noi, unde ne găsesc când vin și ne întreabă, poate cei din familie, unde este tatăl tău? Ne găsește pe telefon, citind știrile? Nu sunt împotriva știrilor. Unde ne găsești? Ne găsește numai afară, reparând roți la bicicletă sau la mașină? Unde ne găsesc copiii noștri dacă mama întreabă de copii, unde este tatăl tău? Sau dacă întreabă soțul, unde este mama ta? E numai prin reviste despre rețete culinare? Sau mai rău, la filme și pe internet, căutând care rochie se potrivește cu geaca pe care se cumpără, sau cu palton, sau cu blană? Să știți că nu sunt împotriva acestor lucruri. E doar o întrebare care necesită un răspuns, dar nu trebuie să-mi răspundeți mie, ci să răspundem fiecare în fața lui Dumnezeu. Nu există înțelepciune și pricepere, nu există părtășie frumoasă cu frații, dacă nu există părtășie cu Dumnezeu, frați și surori. Iisus Hristos spune că El trebuia să fie, trebuie, nu dacă e ok, dacă vă vine, dacă aveți chef. Iisus spune că trebuie să fim în părtășie cu Dumnezeu. Fără de aceasta nu se poate. Și mă apropiu de încheiere, spunând în felul următor. Vreți să creștem? Trebuie să urcăm în părtășie cu Hristos. Verbul a crește este într-o strânsă legătură cu verbul a urca. Pentru Iisus Hristos, orice părtășie cu Dumnezeu Tatăl era o înălțare, era o urcare. Oamenii care vor să se întâlnească cu Dumnezeu trebuie să urce. Vă aduceți aminte de Zacheu? Mic de statură, avea bani, putea să facă multe lucruri, dar nu putea să facă un singur lucru. De fapt, chiar două. Nu putea să stimuleze creșterea, spune că era de mic de statură, și nu putea să cumpere mântuirea și iertarea. Două lucruri nu putea să facă cu banii. Și el a înțeles că pentru a te întâlni cu Dumnezeu, sau întâlnirea cu Dumnezeu, presupune urcare, înălțare. Se urcă în copac și acolo Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu el. Și îi spune după aceea un lucru interesant. După ce se urcă, îi spune să se coboare. Vă aduceți aminte de pilda vameșului și a fariseului? Luca spune despre ei că urcau amândoi la templu. Despre
fariseu se spune că a urcat și nu s-a coborât. Despre vameș spune că s-a urcat, dar s-a coborât. Creșterea fără urcare nu este posibilă, dar nici fără coborâre. El i-a zis de ce m-ați căutat. În versetul 50, Luca precizează că nici n-au înțeles spusele lui. Oamenii, lucrurile duhovnicești nu pot fi percepute numai duhovnicește. Apoi, ascultați, apoi s-a coborât împreună cu ei, pe mine mă surprinde. După ce a spus că el are părtășie cu Tatăl și locul lui este în templu, m-aș fi așteptat ca Iisus Hristos să-și înceapă lucrarea lui, să arate că el nu este dependent de oameni, ci dependent de Dumnezeu, pentru că la vârsta de 12 ani, din punct de vedere religios, el era major. Putea să răspundă despre împlinirea legii în mod individual, în mod personal. Și putea să zică, voi mergeți acasă, că eu am o lucrare pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o. Nu face lucrul acesta. Cu toate că la prefacerea apei în vin îi spune, ce am eu a face cu tine? Femeie. Iisus Hristos era dependent în totalitate de Dumnezeu. Și totuși, Domnul Iisus Hristos, după ce urcă, se pogoară, adică se smerește și spune că s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și el era supus. Amin. Nu-i suficient să stai în părtășie cu Dumnezeu, să-ți înalți Duhul, să crești, să te urci în locuri spirituale înalte, dacă nu știi să cobori și să slujești oamenilor. Despre Iisus Hristos spune că numele Lui a fost înălțat mai presus de orice nume. Dar în Filipeni, în capitolul 2, spune despre Iisus că a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Așa e că deseori, noi cel puțin ne-am auzit deseori, ascult de Dumnezeu, dar n-ascult de oameni. Domnul Iisus Hristos putea să spună lucrul acesta și totuși ascultarea de Dumnezeu îl împinge pe Iisus să asculte de părinți. Spune că le era supus. Le era supus o altă întrebare. Cred că dimineața asta e dimineața întrebărilor. Cât de ascultători suntem noi față de Dumnezeu? Și ascultarea de Dumnezeu ne împinge la ascultarea de oameni? Iisus nu era un rebel. Iisus asculta de autorități. Când au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos și a zis, este bine, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Ce a spus Iisus? Nu, măi, a lui Dumnezeu este toată lumea aceasta. Cezarul trebuie să fie supus lui Dumnezeu. Dumnezeu în control asupra acestor lucruri. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ce a spus Iisus? Dați cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Cum se raportează ascultarea noastră de Dumnezeu față de ascultarea, în cazul copiilor, de ascultarea de părinți, sau în cazul nostru, de ascultarea de autorități, sau ascultarea de slujitori? Iisus a împlinit prima poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău mai, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta. Dar totuși n-a încălcat a patra poruncă. Noi deseori împlinim prima poruncă și încălcăm o altă poruncă. Cine vrea să crească din punct de vedere spiritual, trebuie să se urce în părtășie cu Dumnezeu. Trebuie să-și înalțe sufletul în felul acesta. Dar nu e suficient numai să te înalți, să ai părtășie cu Dumnezeu, pentru că părtășia cu Dumnezeu duce întotdeauna la părtășie cu frații, frați și surori. Nu știu cât am fost de inteligibil în dimineața aceasta, dar vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să creștem în anul 2019 mai mult decât am crescut în anul 2018. Puteți să visați
Să ștergeți cuvintele din mintea voastră pe care vi le-am zis. Puteți să visați, să vă doriți ce vreți dumneavoastră, dar un singur lucru vă doresc și mi-l doresc și mie, să creștem înțelepciune înaintea lui Dumnezeu și să fim plăcuți și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și pentru aceasta aș vrea să petrecem mult mai mult împreună cu Dumnezeu, frați și surori. Toate succesurile noastre, toate planurile și visurile noastre, or să fie doar agățate pe o ramă, doar agățate pe o hârtie unde ne-am planificat multe pentru anii care vin și o să poate să prindă mucegaiul sau poate să agațe pânza de paianjen pe ele, dacă n-avem părtășie cu Dumnezeu. Știu că e simplu ce v-am zis și ați mai auzit, dar vreau să vă spun că nu se poate realiza nimic dacă nu avem părtășie cu Dumnezeu. Asta înseamnă să te înalți, să te urci. Și după ce te-ai urcat, Dumnezeu te învață să te smerești, să te supui înaintea autorităților, să slujești fraților și Dumnezeu să ajute și să binecuvinteze slujitorii din biserica aceasta, să poată coborâ după ce s-a înălțat, după ce a urcat în părtășie cu Dumnezeu, să se poată coborâ, să aibă părtășie și cu frații și să slujească. Ascultarea de Dumnezeu întotdeauna duce la ascultarea de autoritate. Părtășia cu Dumnezeu întotdeauna duce și la o părtășie cu frații, cu semenii. Slujirea lui Dumnezeu duce întotdeauna și la o slujire cu ceilalți. Închei spunând că Iisus Hristos, în dimineața aceasta o să sărbătorim Cina Domnului, Iisus Hristos a făcut aceasta pe cruce. A împăcat Dumnezeu pe om cu Dumnezeu. Iisus Hristos a putut să facă aceasta, de aceea și crucea care este și orizontal și vertical ne spune despre Iisus Hristos că a împăcat cerul cu pământul, sau dacă vreți, le-a unit și a împăcat și pe Dumnezeu cu oameni și pe oameni cu Dumnezeu. Și de aceea crucea, în dimineața aceasta, ne spune că pentru Iisus Hristos, crucea a fost o înălțare, cum spune și cântarea aceea frumoasă. Prin cruce Iisus Hristos s-a înălțat, dar a știut în viața Lui, de zi cu zi, cât a trăit pe pământul acesta, să coboare, să slujească. De aceea Sfânta Scriptură spune să ne smerim pentru ca Dumnezeu să ne înalțe la vremea potrivită. Amândoi s-au suit la templu, și fariseul și vameșul. Dar fariseul stătea în picioare și după ce s-a înălțat în prezența lui Dumnezeu, a uitat să mai coboare, a uitat să se smerească. Și Iisus Hristos spune despre vameș că el a plecat, s-a pogorât, s-a coborât și la figurat, dacă vreți, și spiritual, s-a smerit, s-a pogorât acasă, socotit, neprihănit. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Un singur lucru vreau să vă mai spun. Dacă vreți creștere, să nu uitați și să nu uităm de urcare și de coborâre. Viața noastră de succes, dacă vreți, sau de progres spiritual, de înălțime spirituală, se focalizează, dacă vreți, aceste trei verbe. A crește, a urca și a coborâ. Exemplul suprem este Iisus Hristos. Cel care a învățat să asculte prin suferință. Și Domnul Iisus Hristos ne-a înălțat mai presus de orice. Și numele Lui este mai presus de orice nume. Slăvit să fie numele Lui. Exemplul nostru suprem este Iisus Hristos.